Purtăm ochelari, este posibil ca la un moment dat să nu mai avem nevoie de ei? Procesul de îmbunătățire sau recuperarea a vederii nu ține doar de exerciții, ci totodată ține și de partea alimentară și de cea emoțională. Vom descoperi informații prețioase în această seară legate de vedere și ochi de la Flavius Țurcanu, specialistul în educația vederii, care se află la noi în platou prin intermediul Skype-ului, bineînțeles. Hai să începem! Dragii mei, am revenit în platou aici la alături de tine și, după cum spuneam, în această seară vom vorbi despre recuperarea vederii. Dacă se poate să ne recuperăm vederea, dacă se poate să vedem mai bine, dacă purtăm ochelari, oare este posibil să renunțăm la aceștia și să vedem perfect sau aproape de perfect? Îmi aduc aminte de momentul în care l-am întâlnit pe Flavius Țurcanu, care este din Cluj-Napoca, cred că acum 9 ani de zile, 8-9 ani de zile, dacă mi-aduc bine aminte. Eram în Cluj, de asemenea filmam un reportaj despre acest lucru și era chiar la început, când a pornit acest curent cu exerciții oculare și așa mai departe. Și la început lumea era sceptică, nu știau ce să creadă, ce să nu creadă, cum adică să renunțăm la ochelari, cum adică putem să ne recuperăm vederea și așa mai departe. Sunt curioasă care va fi în această seară feedback-ul vostru, ce părere vă veți face și poate că, cine știe, descoperim lucruri noi. Aș vrea, bineînțeles, să-l salut pe Flavius. Bună seara, Flavius! Bună seara și bine v-am găsit, mulțumesc de invitație! Cu mare drag. Nu știu dacă tu ți-aduci aminte de întâlnirea noastră de acum 8-9 ani, când am venit, chiar filmam un material și erai pe la început cu acest curent, să-i zicem. Da, la aspectul ăsta m-am gândit și eu zilele astea. M-am gândeam care a fost contextul în care ne-am întâlnit. Pentru că, într-adevăr, eu acum 10 ani am început toată această direcție, această călătorie a mea și a activității mele și contextul în care noi doi ne-am întâlnit atunci nu mai rețin exact, dar știu că eram la început eu. A început toată curentul. Nu era niciun curent alternativ sau curent continuu. E o cale, din punctul meu de vedere, o cale naturală, o cale prin care ne conectăm cu corpul nostru. Suntem mai conștienți de corpul nostru, de gândurile noastre, de emoțiile noastre. Da, eu mi-aduc aminte, pentru că să știi că ai creat ceva valuri în acea perioadă. Tot lucram la altă televiziune și am venit să-ți iau un interviu și țin minte că chiar operatorul era purtător de ochelari și după ce am filmat cu tine a zis: hai mă lași, cum e posibil așa ceva? Am ajuns în redacție și aceeași reacție a fost: nu cred așa ceva. Și mai apoi să știi că ți-am tot urmărit activitatea. Eu personal am mai făcut, o să mărturisesc, câteva exerciții pe care tu le-ai postat în social media și am început să cred tot mai mult în acest curent. Da, felicitări ție. Din păcate, majoritatea oamenilor cred despre ceva înainte de a aplica acel ceva. Ca și cum ai crede că a bea apă nu-ți trece setea, dar ai băut apa. Nu. Crezi doar. Aici e un sistem de credințe în care oamenii se sabotează pe sine pentru că au niște convingeri despre ceva nou pe care nici măcar nu l-au testat, nu l-au pus în practică. Măcar o săptămână, să vezi cum este. În general, e normal. Până la urmă, sistemul ăsta de convingeri, el are rolul de a ne proteja, de a ne menține în viață, de a nu ne duce într-o cărare sau într-o direcție greșită care să ne poate face rău. Și e normal să apară astfel de convingeri prin care, opa, asta e un pic, nu e bună direcția respectivă, dar, de fapt, e un mecanism prin care noi avem de învățat și să ne gândim în ce alte aspecte din viața noastră noi ne mai autosabotăm și nu ne permitem să vedem o cale nouă, un nou mod de a ne conecta mai bine cu corpul nostru. De la urmă, despre asta e vorba. Așa este, Flavius. Despre cum să fim mai conștienți, despre cum funcționează mașinăria asta, că e o mașinărie și uităm asta.
Tu ești specialistul nostru în această seară aici la alături de tine și oamenii deja văd că au început să scrie și să pună întrebări. De asemenea, am primit și câteva întrebări pe care le-am centralizat. Ei vor mai putea și să sune în direct dacă vor să-ți adreseze direct o întrebare la numărul de telefon 0733004455. Dar până atunci, până a intra în subiect mai amplu, aș vrea să aflăm puțin background-ul tău. Eu știu că tu ai ajuns la această descoperire, la menirea pe care o ai acum în viață, tot dintr-o nevoie. La fel și tu ai fost cândva purtător de ochelari. Da, mai exact, pentru cei care au dubii, aceștia sunt ochelari. Am început să-i și fac public, să vadă care sunt ochelari. La acești ochelari îi lipsește lentila stângă, lentila stângă fiind în cutia de ochelari, pentru că eu am făcut tot felul de teste, când pe un ochi, când pe celălalt ochi, și am purtat acești ochelari. Ăștia sunt singura pereche de ochelari pe care am purtat-o. Ochelarii aveau și au încă dioptrii de 0,5 la ochiul stâng și 0,75 la ochiul drept. Și am purtat acești ochelari în speranța că la un moment dat, așa cum mulți oameni încep să poartă ochelari, la un moment dat ce se întâmplă, nu o să mai avem nevoie de ei. Dar în timp, ce am observat eu și observă și alți mulți oameni, este că dioptriile cresc. Și eu când am purtat ochelarii de 0,5 și 0,75, cei pe care vi-am arătat, în timp, dioptriile mele au crescut. La ochiul stâng au crescut de la 0,5 la o dioptrie și la ochiul drept de la 0,75 la -2,25. Poate părea puțin, sau poate părea mult. Însă ceea ce pentru mine a contat a fost, bun, dar dacă merg în calea asta, pe această direcție, peste încă un an de zile, ce dioptrii o să am? Ce o să se întâmple cu vederea mea? Eu fiind o persoană în căruia nu-i place să port, cred că și căștile acum mie îmi creează un disconfort, îmi place să mă simt liber, dar fiind pe Skype și ca să te aud bine, să-i aud pe telespectator când să adreseze o întrebare, să-i aud bine, mă adaptez la ce este necesar. Și atunci, fiind vorba de vedere care ne limitează, ochelari limitează câmpul vizual, limitează flexibilitatea de mișcare, îți limitează modul în care gândești și sunt foarte multe subtilități în direcția asta pe care le-am descoperit în 10 ani de zile. Eu am ales să studiez să văd ce se întâmplă dacă încerc să găsesc o altă metodă prin care eu să scadem dioptrii, măcar să nu mai fac să crească atât de mult, atât de repede și dacă se poate măcar să revin să am pe port acești ochelari de 0,5 și 0,75 atunci când am strictă nevoie de ei. Care ți-a fost recomandația inițial? La toată lumea se întâmplă același lucru? Încep cu o dioptrie și mai apoi, pe parcursul vieții, aceasta crește sau scade? Păi, ar fi bine să și crească și să scadă. Din păcate, la majoritatea oamenilor, dioptriile, în momentul în care încep să crească, tot cresc. Pur și simplu cresc. Dar ele cresc pentru că cauza, sau mai bine spus, cauzele, nu sunt niciodată tratate. Și știm cu toții că, purtând ochelarii, folosindu-i, purtându-i, punându-i pe nas, noi avem impresia că am făcut ceva pentru vederea noastră. Însă în momentul în care noi înțelegem că în spatele purtării ochelarilor există niște tipuri, sau mai bine spus, în spatele nevoii de a purta ochelari, în spatele unei vederi neclare, în spatele unei vederi obosite și tensionate, există niște tipare mentale și emoționale, există un deficit de nutrienți în corpul nostru, există un deficit de odihnă și relaxare în corpul nostru, ne dăm seama că păi, noi folosim ochelari, dar ochelari rezolvă problema emoțională, folosim ochelari, dar ochelari rezolvă deficitul de vitamina C, folosim ochelari, dar ochelari rezolvă oboseala din timpul zilei? Și atunci răspunsul este nu. Atunci ce cauză tratezi cu ochelarii? Pentru că ei, ochelari, când îi folosești, el te ajută să vezi mai clar, să vezi mai limpede. Dar nu e o vedere naturală, nu e o vedere limpede, naturală. Vezi mai clar, pe termen scurt, te bucur că vezi mai bine. Mulți oameni spun, am scăpat de problemă. Dar îți dai seama peste câțiva timp, peste 6 luni, un an de zile, 2 ani de zile, că tu nu ai rezolvat problema. Și să te ai în impresia asta că o să fie mai bine. Și speranța în sine, într-adevăr, moare ultima. Dar dacă nu acționezi, moare și speranța la un moment dat. Aici e foarte important să acționăm.
Poate că vom învăța și în această seară cum putem să acționăm și ne vei da câteva sfaturi și de asemenea am spus că vom face și câteva exerciții oculare și eu personal le aștept cu nerăbdare. Ar vrea să-ți mai citesc câteva comentarii pe care le-am primit în această seară de la cei care ne urmăresc. Busaga Mihăiță ne spune bună seara 7 TV și realizatoarei TV, vă doresc tuturor o mentalitate liberă exprimare. Mulțumim, Mihăiță. Deni Avram ne spune bună seara, un subiect care mă interesează enorm pentru că port ochelari de la 5 anișori, 20 de ani. Eugeniu Alfons Bodeanu ne spune alături de voi, Mădălina Lengel, bună Mădălina. Deni Avram mai întreabă așa, recomandă domnul Flavius operația pentru miopie să nu mai trebuiască să port ochelari? Doamna doctor Monica Pop, șefa clinicii de oftalmologie din București, a spus să vă operați la ochi în momentul în care primul medic oftalmolog se va opera la ochi. Eu ce să mai adaug? Daniela Dana spune așa, mă interesează subiectul, vă ascult cu drag, port ochelari de 20 de ani. Aș vrea să nu mai port, dar nu pot fără ei. Da, aici soluția nu este, hai să vedem cum să scap de ei, pentru că mentalitatea este, trebuie să-i dau jos și cumva să nu mai mă folosesc de ei. Nu, a nu vedea clar e un comportament. E un comportament așa cum ajungi la un moment dat să mergi cocoșat, ajungi la un moment dat să ai o cifoză sau alte comportamente care determinează sau dezechilibrează acel echilibru, acel bun firesc al mersurilor corpului nostru, chiar dacă lucrurile sunt lucruri și la nivelul ochilor. Adică procesul în sine, dacă port ochelari de 20 de ani, e un proces care o să dureze. Un proces care durează și e nevoie să folosești ochelari între timp, numai că începi să reduci minutele și orele în care ești dependent de ochelari. Nu e o chestie care se întâmplă peste noapte, nu e o chestie care, ca să zic așa un cuvânt care mulți oameni întreabă foarte sceptici, deci nu e ceva minune. Păi nu, e un proces natural, procesul natural ia timp. Și eu am crezut că dacă mă duc la sală, și fac 3 luni de zile sală, o să am 6 pătrățele, dar din păcate lucrurile nu s-au întâmplat așa. Din fericire, lucrurile nu s-au întâmplat așa. Deci mi-am pus întrebarea, de fapt, cum funcționează corpul ca să ajung la obiectivul dorit? Deci, deci am nevoie să antrenez mai mult mușchi, am nevoie de o alimentație mai bogată, anumiți nutrienți pentru ca abdomenul meu să fie cum vreau eu, așa mai departe. Deci e un proces care durează. Cei care poartă ochelari mai de mult timp, automat procesul lor va fi mai îndelungat, ceea ce e normal. Există excepții, am putea să spunem că anumite persoane nu pot să-și recupereze starea vederii? Eu mă adresez în principal celor care au vicii de refracție. Vicii de refracție înseamnă miopie, hipermetropie, vicii de refracție care au fost dobândite în timp. Miopie, hipermetropie, astigmatism, presbiopie. Ceea ce zic eu ajută și în cazul cataractei, ajută și în cazul glaucomului. Dar în situații de desprindere de retină, în situații de desprindere de cor vitros sau probleme cu macula, acolo sunt probleme structurale. Acolo sunt probleme structurale, adică țesutul este distrus. Și nici eu și nimeni de pe planeta asta nu prea are ce să-i facă. Eu cred că în timp se poate regenera un țesut, așa cum pielea se poate regenera, dar nu e suficient să cred eu. E suficient să creadă cel care pune în practică ceea ce e necesar să fac până în practică. Adică, în primul rând, să schimbe tiparul de gândire, să schimbă stilul de viață, să schimbă stilul în care folosește sau își folosește corpul. Pentru că, în proporție de peste 80%, noi interacționăm cu mediul extern, pentru că există o lume interioară a noastră și o lume exterioară și interacțiunea noastră cu mediul extern, în proporție de peste 80%, este prin intermediul ochilor. Tu menționezi des că pe lângă exerciții contează foarte mult stilul de viață, starea emoțională și aș fi curioasă și cu siguranță nu doar eu, ce legătură are starea emoțională cu vederea noastră? Păi știm din popor, nu trebuie să inventez eu ceva sau să descoper eu ceva. Știm cu toții de expresia de supărare a văzut negru în fața ochilor. Corect, da. Sau de furie a văzut roșu în fața ochilor. Și vedem clar că există deja niște emoții de la care noi putem porni și afectează vederea în mod specific. În momentul în care vezi negru în fața ochilor, practic ce am observat eu că se întâmplă, încep anumite celule de pe retină să nu mai recepționeze lumina, pentru că ești atât de supărat și nu mai vrei să vezi
realitatea care este așa cum este. Adică tu o închizi, ca și cum închizi televizorul. Și anumiți, anumite celule de pe retină încep să nu mai reacționeze, să zicem, la stimulul luminos. Și dacă supărarea este mai mare, mai mare, mai mare, poate să ducă și la orbire. Așa cum o supărare mare poate să ducă la stop cardiac. O supărare mare poate să ducă și la orbire. Și zice, nu știm de ce. A murit subit, dar nimeni nu întreabă pe un om ce emoție ai, cum te-ai simțit astăzi, cum te-ai simțit în ultima săptămână, cine te-a supărat, cine te stresează sau ce te stresează. Și partea asta cu de furie a văzut roșu în fața ochilor, în același timp furia are treabă și atunci când noi avem ochiul nostru sau ochiul cuiva e roșu, e roșit, pentru că ochiul în sine nu e suficient de lubrifiat și automat conjunctiva este infectată. Și, practic, sistemul nostru imunitar e strâns legat de starea noastră emoțională. În momentul în care starea noastră emoțională are, mai bine spus, duce corpul la niște frecvențe, frecvențe emoționale joase, și sistemul nostru imunitar va fi jos, ca să nu zic la pământ. Și, inevitabil, sunt o felul de semne, iar ochii sunt unul din semne. Ochii sunt fereastra sufletului, dar ochii sunt și fereastra modului în care noi avem grijă de corpul nostru, de punct de vedere fizic, alimentar și emoțional. Dar astea sunt niște informații pe care nu le găsim peste tot, cel puțin nu s-a întâmplat să dau peste aceste informații așa cum dăm despre, peste alte informații care tot sunt importante și de asemenea și acestea sunt extrem de importante. Poate noi nu suntem conștienți că starea noastră emoțională afectează vederea și de ce nu se spune mai des despre acest lucru? De ce nu circulă această informație? E o întrebare bună la care eu invit pe cei care ne urmăresc să-și răspundă lor. Din punctul meu de vedere, eu îmi călătoresc și îmi duc mai departe călătoria, încercând să ajut cât mai multe persoane să conștientizeze și această călătorie de a ajuta pe alți oameni să conștientizeze tiparele care le afectează vederea, eu învăț în mod continuu despre relația asta dintre a fi conștient de corpul tău. Pentru că oamenii uită că ei au un corp și ei fac parte dintr-un suflet, iar sufletul vine partea mentală își alege un corp și în acel corp duce această experiență. Iar modul în care avem această experiență determină și ne arată cât de corectă este experiența în această viață, cât de corect ne comportăm noi față de sine și semnele pe care noi le vedem în corp sunt semne care, să zicem, partea de creștinism, să zicem, ar fi păcate. Și chiar Arsenie Boca zice că în fața la Dumnezeu păcătuim cu gândul, cu vorba și cu fapta. Iar prin faptă ce înseamnă? Faptele prin ce noi facem față de alții, modul în care noi mâncăm, sunt faptele față de corpul nostru. Prin vorbele pe care noi ne le spunem nouă, prin vorbele pe care le spunem altora, prin gânduri. Ce înseamnă gânduri? Prin gândurile pe care noi le rulăm în interiorul nostru față de noi, față de alte persoane. Și automat acest păcat noi îl vedem și îl putem vedea, dacă vrem să vedem, că suntem responsabili de cum gestionăm această mașinărie sau nu. Căutăm un responsabil sau căutăm un vinovat. Și modul în care noi alegem să privim realitatea, cine este responsabil de corpul nostru, cine e vinovat de starea corpului nostru, va ridica starea vederii noastre sau o va coborâ. E clar că dacă tu cauți un vinovat pentru motivul care pentru tu ești bolnav, automat starea vederii tale va fi la aceeași frecvență cu emoția, adică vinovăția. Dacă tu cauți un responsabil, cuvântul în sine responsabil te ridică la o altă frecvență și te deschide către noi informații și noi cunoștințe pentru a duce această călătorie spirituală în acest corp la un alt nivel. Că, pe la urmă, despre asta e vorba. Expresia asta că ochii sunt fereastra sufletului, majoritatea oamenilor le place ideea. Mamă, ce frumos sună! Uh-huh. Dar nu o înțeleg. Nu o înțeleg și cred că pentru multe suflete în această planetă e trist faptul că ei nu poate să vadă prin ochii corpului cum arată corpul pe care el îl ființează. El, sufletul, ființează acest corp. Pentru că mentalul și corpul sunt atât de neunite, o lipsă de unire între cele două, încât nu mai permite sufletului să se conecteze cu corpul. Și o vedere cu cât este mai bună și cât este mai limpede, uitați-vă la ochii unui copil, să vedeți cât de ochi mare are și cât de limpede sunt și cât de sănătoși sunt, câtă bucurie emană prin ochii lor, cu atât e mai conectat cu sufletul.
Te întreabă Steluța Sfetcu dacă afectează mai rău vederea, boala sau viața trăită. Ce anume din acestea două? Depinde de care boală ne referim. Uh-huh. Că problemele de vedere nu sunt considerate boli. Viciile de refracție în sine, în literatura de specialitate, în oftalmologie și orice în direcția asta, nu sunt considerate boli. De asta viciile de refracție, când cineva are un viciu de refracție, nu îi se decontează de Casa Națională de Asigurare, pentru că nu este considerată boală. Dacă să răspund la întrebare, modul în care tu te raportezi la realitatea ta, care o experimentezi, e cel mai important. Dacă tu ai o experiență în viața asta care să o înțelegi și să înveți lecțiile din acea experiență, tu încerci să găsești vinovatul sau să spui, bă, eu nu vreau să trec prin clasa întâi, eu vreau să în prima la facultate, normal că o să apară frustrări, furii, mânii care afectează corpul. Nu știu cât de mult am răspuns la doamna, dar modul în care noi privim lucrurile, modul în care noi privim realitatea, determină calitatea vederii noastre și calitatea vieții noastre. Depinde fiecare ce vrem din viața asta. Aia o să privim. Tu ai mai menționat și de partea alimentară. Ai spus că și aceasta contează foarte mult și influențează vederea. Poți să ne spui mai multe despre asta? Cum adică alimentația influențează vederea? Nu e întâmplător că atunci când cineva bea la volan, bea și tras pe dreapta la volan, îl testează să, eventual în funcție de cât mult o băut, să-și meargă. Pentru că văzul e implicat în tot ce înseamnă echilibru în corpul nostru și sunt de multe ori expresii care noi le folosim și în glumă, pentru că adevărul se zice în glumă în ultima perioadă, că la cât am băut am văzut dublu. Dar uităm că ochii sunt un organ care este foarte, foarte vascularizat. Fiind foarte, foarte vascularizat, înțelegem că e un sistem sanguin care aduce nutrienți către ochi. În același timp există un sistem care se numește sistemul limfatic, care aduce de la ochi orice rezidu din urma oxidării celulare. Ceea ce e foarte important să conștientizăm că alimentele pe care noi le ducem în corp sunt trecute prin aceste două sisteme. Și dacă sistemele aceste două, sanguin și limfatic, sunt, să zicem, înfundate, sunt îmbâxite, inevitabil și ochii vor avea de suferit. Și ochii sunt probabil organele cele mai vascularizate din tot corpul nostru. Există la nivel de retină o împânjenire, să zicem așa, de sistem de vase sanguine. Atunci există într-adevăr o pompă, inima, care pompează sânge, dar nu pompează doar sânge, pompează nutrienți. Întrebarea mea este, atât când se mănâncă un hot dog sau un kebab sau ceva care e fast food, care e foarte prăjit, foarte fert și conține doar calorii, zero nutrienți, câți nutrienți din acei zero ajung la ochi? Pentru că ei ajung prin sistemul sanguin. Atunci, recomandarea mea este să priviți ochii ca partea corpului, nu priviți ochii ca fiind ceva separat, pentru că gândirea asta de a gândi separat, a privi lucrurile separat, creează tensiune în corp, creează tensiune în minte și de asta e foarte important să măriți cu toții aportul de fructe și legume proaspete, pentru că suntem și într-o perioadă în care, prin vara, putem face lucrul ăsta mult mai ușor, dar e și mult mai sănătos pentru corpul nostru, pentru ochii noștri. Mâncați mai multe alimente cât mai proaspete și reduceți alimentele care sunt foarte procesate. Tot ce e prăjit, tot ce e conservat la conservă de pe rafturi, mă refer nu la conservat de pe rafturi, alea rele, nocive pentru corp. Dacă e ceva care e conservat, dar în același timp e într-un proces de fermentație, cum ar fi varza amurată, cum ar fi murăturile, alea sunt într-adevăr bune pentru corp, pentru că procesul de fermentație facilitează corpului beneficii uimitoare. Dar puțin le folosesc pentru că nu-i place gustul. Atunci trăim într-o perioadă în care lumea e direcționată de, și mai bine spus, excitată de gusturi și de simțurile vizuale. Ne spune Deni Avram că eu zic să mâncăm mulți morcovi, că sincer nu am văzut niciun iepuraș cu ochelari. Fac și eu haz de necaz, zice aceasta. Este adevărată afirmația că morcovii ajută la vedere? Ajută la vederea nocturnă, pentru că are provitamina A, care e beta-carotenul. E precursorul vitaminei A, beta-carotenul, și ajută la vederea nocturnă. Partea asta de faptul că morcovii influențează vederea,
e, o, să zicem, un mit care e propovăduit în al doilea sau în primul al război mondial, când Marea Britanie, Anglia, era izolată, cred că în al doilea război mondial, era izolată pe insula lor și nu aveau resurse de mâncare și singurele alimente care mai rămase în depozitele lor erau morcovii. Și au început să propovăduiască și să cumva să-i ajute pe oameni să nu fie alarmați că nu o să aibă de mâncare. Uite, mâncați morcov, dar de ce să mâncați morcov? Și cumva au fost adus în față un pilot englezesc care ar fi ochit și ar fi distrus multe nave din avion, desigur, inamice. Și s-a luat un interviu acelui pilot și l-a întrebat: ce ai făcut tu? Ce mănânci tu ca să te-ai văzut atât de bine? Păi am mâncat mulți morcovi. Aha, hai să mâncăm și noi mulți morcovi. Și așa, asta e chestia care am descoperit-o eu legat de cum a ajuns morcovul să fie foarte, foarte popular, care a dat o legătură cu ochii. Și totuși eu am văzut că tu ai postat chiar recent că este foarte important să mâncăm fructele și legumele de sezon. Bineînțeles, pentru că sunt proaspete și pentru că putem să le luăm din România. Mă gândesc că în primul rând acesta ar fi criteriu. Da, da, da. Susțin tot ce înseamnă a fi român și a fi românesc și recomand să ne luați, să căutați tot ce înseamnă produse autohtone și să susțineți și producția locală. Pentru că e în beneficiul nostru a tuturor pe termen lung, nu doar acum, vara asta. Daniela Dana te mai întreabă așa: sora mea s-a născut fără un ochi. Dacă s-ar opera, dăunează și celălalt ochi. Ea are acum 23 de ani și este frică să nu-i dăuneze celălalt ochi dacă s-ar opera. Aveți un răspuns? Mulțumesc! Da, recomandarea mea este să-și rezolve frica. O spus foarte clar în exprimarea ei, că sora mea e frică să se opereze. Dacă își rezolvă frica, atunci poate să facă operația respectivă la ochiul, probabil că la ochiul care are problemă, deja fără nicio problemă. Dar frica, de fapt, e cea care e mult mai dăunătoare decât orice boală. În momentul în care acționăm cu frică, știm cu toții ce rezultate avem. Îți mulțumesc și pentru aceste informații. Înainte de a trece la întrebările acestea pe care am zis eu că le-am centralizat și înainte de a mai răspunde la alte întrebări din live-ul nostru, apropo, dacă sunt persoane care ni s-au alăturat pentru prima oară în această seară, să știți că eu citesc toate întrebările din live-ul de pe Facebook. Intrați pe Facebook, pagina A7 TV, live-ul nostru, și acolo puteți să scrieți toate comentariile voastre, întrebări, sau poate vreți să ne spuneți și voi o experiență și așa mai departe. Înainte de a trece la toate celelalte întrebări, aș vrea să te rog, dacă se poate, să facem un exercițiu, două, că tot vorbeam de exerciții oculare, dacă este posibil să facem ceva acum, practic. Da, sigur, că pe principiul, dacă morcov n-am cum să vă dau prin televizor, măcar exerciții să facem, nu? Da, ar fi preferabil. Bun, ceea ce e foarte important ca oamenii să conștientizeze este că rolul exercițiilor, pentru că oamenii cred că dacă fac un exercițiu, automat, instant, îi vor vedea mai clar și mai repede. Ceea ce e fals, că așteptările sunt false și automat nu vor ajunge niciodată la rezultatele pe care și le doresc. Atunci, pentru a ajunge la rezultatul pe care și le doresc, să înțeleagă care este rolul exercițiilor. Așadar, rolul exercițiilor oculare este de a relaxa și de a odihni tot sistemul vizual. Sper că să înțeles și o să mai repet ca să intre pe ambele urechi. Rolul exercițiilor oculare este de a relaxa și de a odihni sistemul vizual. Pentru că cu toți ați observat că aveți momente din zi sau zile când vedeți mai clar sau mai puțin clar și acele momente de neclaritate sunt atunci când ochii voștri, sistemul vostru vizual este obosit. Atunci exercițiile oculare vă ajută să relaxa ochii, dar are un rol mult mai important din punctul meu de vedere, de a vă conecta mentalul vostru cu corpul vostru. Spun lucrul ăsta pentru că mă ajută oamenilor fric, fug de senzațiile care apar în corp, mai ales de senzațiile neplăcute. Atunci exercițiile oculare pot la un moment dat să dea senzații neplăcute, precum o febră musculară la ochi. Așadar, dacă Alina ești gata, eu vă pot invita la un prim exercițiu ocular. Eu sunt pregătită. Care e foarte simplă. Să știi că abia așteptam și cu ocazia asta îți mai mărturisesc ceva. Am observat că atunci când sunt foarte concentrată sau poate obosită, dar mai ales concentrată, am tendința să stau așa. Cu ochii fixi. Da, stau încruntată. Încruntată, da, păi orice chestie care e încruntată nu duce spre odihnă și relaxare, duce spre oboseală. Uh-huh.
Și se intră așa în starea aia pentru că există în spate, dacă observi la tine și observi la ceilalți care, mă rog, nu te observi la ceilalți, dar ceilalți dacă observi la ei, vor observa că există în interior o agitație, o agitație în interiorul lor și din acea stare de agitație se va transpune starea ochilor voștri, poziția ochilor voștri, modul în care ei se mișcă și așa mai departe. De asta e foarte important să fiți conștienți de ce se întâmplă în interiorul vostru. De asta e prin antrenament. Hai să facem un prim exercițiu împreună, un exercițiu foarte simplu, nu ignorați faptul că, sau mai bine spus, nu fiți duși în eroare de faptul că e prea simplu. Majoritatea oamenilor nu își relaxează ochii, adică nu fac ceea ce ar trebui să facă cât de puțin. Să stea cu ochii închiși timp de 5-10 secunde. Lucru care vă invit să facem împreună cu toții, dar înainte de asta, uitați-vă la un reper, Alina, la tine în studio, cei de acasă poate să se uite la un reper, fie că e vorba de un cotor de la carte, fie că e vorba de subtitrarea de la televizor, fie că e vorba de ceva, un reper, pentru că e foarte important să conștientizați două lucruri, starea internă și cum se manifestă starea internă în exteriorul vostru, adică cât de mult acuitatea vizuală se schimbă. Dacă ai găsit tu reperul respectiv care îl vezi cât de cât clar, nu e clar, adică intuiești acolo, dar nu e foarte clar. Te rog să-mi spui că e gata. Bun, deci ceva mai la distanță, mă gândesc. În cazul tău, da. Da, mi-am găsit reperul. Perfect. Acum, hai să închidem ochii și să am cu ochii închiși cu toții pentru 10 secunde. Invităm și telespectatorii, exact. Cu toții. Sigur, asta am spus cu toții. Stați cu ochii închiși pentru 10 secunde și observați în timp ce stați cu ochii închiși cum se așează ochii voștri în orbită și se relaxează. Pur și simplu, observați, puneți atenția pe ochii voștri. Ochii s-au închiși. Și vă puteți pune atenția acum pe ochiul drept. Și acum vă puneți atenția pe ochiul stâng. Și simțiți cum ochii voștri se așează, se odihnesc. Toată atenția voastră este la ochii voștri. O să număr acum crescători de la 1 la 10, în timp în care voi vă bucurați mai mult de odihna pe care o oferiți ochilor voștri. 1, 2, 3, 4. Observați senzațiile la nivelul ochilor voștri. Observați cum ochii voștri se relaxează. E foarte important să-i relaxați. 5. 6. 7. 8. 9. Și când voi ajunge la 10, puteți deschide ochii. Vă uitați la altul reper. 10. Uitați-vă la acel reper. Uită-te și tu, Alina. Cum este? Să fiu foarte sinceră, să știi că eu am simțit ceva cât am ținut ochii închiși. Simțeam efectiv la început ca și cum am așezat așa o păturică peste ei, cel puțin a fost imaginea mea. Și încetul cu încetul cum m-am relaxat și acum văd chiar foarte clar. Chiar văd foarte, foarte clar. Da, asta fac exercițiile. Determină o relaxare în sistemul vizual. Și cu cât relaxarea respectivă este mai profundă, cu atât claritatea vederii e mai bună. Acuitatea e mai bună, capacitatea ochilor de a focaliza la distanță de aproape e mai bună. Este indicat să facem, mă gândesc, zilnic acest exercițiu și dacă zilnic, de câte ori pe zi? Poate putem să-l facem de mai multe ori pe zi. Da, asta e o întrebare care pe aceeași vibrație cu ca și pastilele. De câte ori să iau pastilele pe zi? Recomandarea mea poate să fie una care este de cele mai multe ori e în raport cu cum simt eu corpul meu. Și ca să vă dau un reper, ar fi, hai zicem, de 3 ori pe zi. Dar asta e un răspuns ca să-l dau. Dar un răspuns ca să vă ajute este de câte ori simțiți nevoia. Adică de câte ori simțiți că ochii voștri au nevoie. Durează 10 secunde. Dar mulți oameni spun, dar mă opresc de muncă. Da, dar randamentul muncii tale va crește în momentul în care ochii tăi vor fi mai odihniți. Vei fi mai atent la detalii, vei fi cu o concentrare, un nivel de concentrare mult mai bun și riscul de a face anumite greșeli va scădea.
ca și la locul de muncă. Deci e foarte important să-ți odihnești ochii de câte ori. De câte ori ochii sunt nevoia. Dar nu poți să fii conștient de câte ori ochii au nevoie decât dacă te conectezi cu ochii. De asta e foarte important la început să faceți acest exercițiu conștient, voit, odată, la 2-3 ore. E foarte important să vă conectați cu corpul. E ca și cum ai merge cu mașina pe stradă și pleci de la Cluj, da, spre voi la București, și nu mă uit deloc în bord, în bordul mașinii, să văd ce se întâmplă. Am benzină, am motorină. Cum sunt eu la drum? Și s-ar putea să ajung la Brașov să nu am, mai am combustibil. Adică cine e vinovatul? Sau cine e responsabil? Depinde cum vrem să privim lucrurile. Tot acest lucru se întâmplă și cu exercițiile oculare. Sau tot ce înseamnă activitatea noastră în a recupera vederea, starea vederii. E vorba de stare. Starea noastră internă determină starea vizuală a noastră și implicit modul în care noi privim realitatea asta, care este ea. Eu îți mulțumesc pentru acest exercițiu, Flavius, și de asemenea să știi că voi veni și eu cu un exercițiu, nu știu dacă ajută puțin la îmbunătățirea vederii sau nu, dar da, aproape în fiecare seară fac acest exercițiu aici, la alături de tine, și merg foarte mult pe prevenție și îmi îndemn de fiecare dată telespectatorii să nu stea mai mult de 35-40 de minute în aceeași poziție. Nu știu dacă la tine o să fie posibil să te ridici pentru că o să ieși din cadru, așadar tu ești absolvit de acest exercițiu dacă nu-l vei putea face. Dar toți cei care ne urmăresc de acasă, inclusiv eu, vom face acest exercițiu și dacă sunteți așezați, vă rog să vă ridicați, dacă sunteți în picioare, vă rog să luați loc, pentru că punem un foarte, foarte mare preț pe prevenție, pe sănătate, punem un foarte mare preț pe circulația sângelui și de asemenea oxigenarea creierului, coloana, și am ales să fac acest lucru în speranța că va ajunge ca o poezie pentru cei de acasă, dar și pentru mine, și vom face vom transforma într-un obicei pe care îl vom pune în practică în fiecare zi. Știi bine, cu siguranță, că este foarte, foarte important să lăsăm sângele să circule așa cum trebuie, să ne oxigenăm creierul, să nu punem presiune pe coloană. Așadar, odată la 35-40 de minute am ales să fac această practică. Dacă suntem așezați, să ne ridicăm și așa mai departe. Vă mulțumesc vouă celor de acasă că uneori când uit, pentru că mă las prinsă de conversație, uit de acest exercițiu, mi-aduceți voi aminte și îmi spuneți: este momentul să ne ridicăm. Iată și Agneta Germate a spus: ne ridicăm, ne ridicăm. Vă mulțumesc și mă bucur că faceți și voi acest lucru alături de mine. Și de asemenea, dragii mei, vă mulțumesc și pentru toate mesajele voastre. Să știți că am văzut că mai aveți întrebări și am văzut că ați mai lăsat comentarii. Le voi citi și pe acestea și de asemenea vom trece mai apoi și la întrebările centralizate. Și eu zic să ne reîntoarcem la subiectul nostru. Flavius, ne ajută cu ceva ceea ce am făcut și eu în această seară? La vedere! Da, sigur. Puneți și limfa, nu doar sistemul sanguin. E vorba de un sistem care, din punctul meu de vedere, e cel puțin la fel de important ca și sistemul sanguin. Pentru că sistemul sanguin determină blocaje la nivelul ochilor destul de mari și în momentul în care sistemul limfatic ocular e afectat, automat avem multe probleme de vedere. Adică problemele grave de vedere, precum cataracta sau glaucomă, tensiunea intraoculară, musculițele flotante în câmpul nostru vizual, de fapt reprezintă o problemă în sistemul limfatic ocular. Deci orice mișcare, pentru că nu există o pompă a limfei, ci doar mișcarea, mișcarea oculară, mișcarea corpului, va stimula ca limfa să circule automat și viața noastră va circula altfel, desigur, și prin ochii noștri. Mă bucur că am mai putut să adăugăm încă un motiv în plus pentru a face acest exercițiu în fiecare seară și vă îndemn și pe voi acasă să faceți acest lucru și de asemenea insist și la fiecare specialist invitat care este în platou să facă și o practică din acest obicei pe care l-am adus aici la alături de tine. Vă invit, dragilor, să luați loc, vă invit să vă ridicați, nu știu ce poziție aveați, vă invit de asemenea să mai citim comentariile pe care le-am primit și întreabă Gelu Dumitriu dacă verde crud ajută, privitul culorii verzi ajută, și mai apoi spune verde crud tot ca exercițiu. Contează, de punctul meu de vedere, mai mult starea mentală atunci când privești decât ceea ce privești. Deci dacă tu privești verdele crud și îți vine să zdrobești cineva, automat nu te ajută. Deci pur și simplu contează starea internă. Starea internă cea mai importantă. Aici e foarte importantă. Știu că cumva încă din
primii ani din viață, suntem educați și sper să schimbăm stilul ăsta de educație, că soluțiile constantă spre exterior, dar eu vă trimit înapoi, înspre interior. Pentru că dacă starea ta internă este de liniște, de pace, de armonie, de bucurie, poți să privești verde necrud, poți să privești verde deschis, verde care să nu-ți placă, tu vei fi la fel de odihnit și relaxat. Sper că ți-am răspuns la întrebare. Eu nu pot să nu intervin și să felicit colegii mei din regie. Iată că au făcut și exercițiul acela cu ridicatul și sper că și cu ochii închiși. Și mă bucur că și colegii mei se implică de fiecare dată când facem exerciții. Este dovadă că suntem o echipă. Bravo! Și trecem și la celelalte întrebări pe care spuneam că le mai avem în online, mai apoi vom reveni și la întrebările centralizate. Deni Avram întreabă dacă la copilașii mici care nu vorbesc, cum ne dăm seama dacă au o problemă la ochișori? În primul rând, problemele cu vederea nu sunt probleme cu ochii, sunt problemele cu partea emoțională, cu partea alimentară, cu partea fizică. Deci, cumva, mindset-ul nostru ar trebui să se schimbe. Dacă nu vedem bine, problemele nu sunt cu ochii. Ochii sunt doar organul care recepționează lumina. Și când e vorba despre copii, copiii de fapt este o extensie până la cel puțin 14 ani a părinților. Și dacă eu aș avea un copil care, să zicem, care avea probleme cu vederea, nu m-aș uita la ochii lui, m-aș uita la mine ca părinte. Pentru că atunci când ajung să lucrez individual cu părinți sau cu copii care au probleme cu vederea, nu cu ochii, da? E vorba de modul în care ei privesc lucrurile, lucrez la început cu partea emoțională a părinților. Și în momentul în care părinții își rezolvă emoțiile prin care ei privesc realitatea, ei privesc lucrurile, automat acele lucruri se vor schimba și la copii. Și de asta cu cei care lucrăm și mai ales părinții care au deschiderea de a se deschide, de a lucra cu partea lor emoțională, văd beneficiile la copii. Desigur, copilul poate face exerciții, poate să schimbe alimentația. Dacă părintele nu se schimbă, automat va fi o barieră în tot ce înseamnă a recupera vederea și în evoluția copilului pe toate planurile. Veronica Hațegan ne spune așa: am o senzație de nisip în ochi. Mi s-a spus că am nevoie de lacrimi artificiale. Îmi puteți da un sfat? Mulțumesc! Sigur. În primul rând, nu lipsa de lacrimi artificiale au dus la senzațiile de nisip în ochi. Problema este la calitatea lacrimilor. Calitatea lacrimilor este una deficitară. De ce e deficitară? Pentru că una la mână există blocaje emoționale și doi la mână există deficite în alimentație. Și aici una din recomandările pe care eu le am e sarea neiodată, care găsiți în magazinele naturiste. George Armani Tănase întreabă: ce părere aveți despre mâncărimile la nivelul ochilor, pleoapelor? E aceeași mecanism ca și la ce a întrebat Veronica. Am și eu întrebările în fața mea. Senzațiile astea de nisipul ochi, cu mâncărimi la nivelul ochilor, e o lipsă calitativă a lacrimilor. De ce e o lipsă calitativă a lacrimilor? De tu te mănâncă ochii, pentru că ceva din ceea ce vezi tu te mănâncă și ai face ceva către acel ceva care te mănâncă vizual. E ceva care vine, intră în câmpul tău vizual și te mănâncă că e acolo, adică tu ai reacționat, pentru că tu nu poți să reacționezi, pentru că e politically correct să taci din gură, e bine ca pentru armonia celorlalți să taci din gură, să nu faci nimic. Cumva, având o reacție emoțională, acea reacție emoțională se somatizează la nivelul ochilor. Chiar ieri eram la ziua de naștere a unui prieten și fiica acelui prieten vine la mine și îmi spune: Flavius, mă mănâncă ochiul. Și întreb: care ochi? Și îmi zice: ochiul drept. Pe cine din copii nu-ți place să vezi? A, nu știu. Gândește-te un pic, care din copiii de aici, din jurul tău, care tu te joci, nu-ți place să-l vezi, nu-l suporți? A, știu. Mai mănâncă ochiul. Nu. Simplu. Deci, în momentul în care suntem conștienți și copiii o fac lucrul ăsta cu mult mai bine decât adulții, putem desomatiza ceea ce pe noi ne afectează. Madalina Lengel ne întreabă: ce trebuie să facem ca să nu ajungem la glaucom? Să vă educați mult. E foarte multă educație în spate. E o problemă la glaucom, problemă în sistemul limfatic. În același timp, cei care ajung la glaucom, ei au niște trepte. Primele trepte sunt exact astea, mâncărimile care sunt foarte mult mari, senzațiile de corp străin în ochi, alea semne presemnalizatoare ale glaucomului. Și
eu ce recomand doamnei este să fac mai multă mișcare, să mănânce mai multe crudități, lucru se valabil la toată lumea. La mișcarea pune limfa în mișcare, pentru că glaucoma are o problemă limfatică și în același timp să se bucure de viață, pentru că îți blochează foarte mare pe bucurie la glaucom. Eu zic să mai facem un exercițiu și mai apoi trecem la întrebările centralizate. Nu aș vrea să treacă această ediție și să facem doar un exercițiu. Insist foarte mult pe exerciții. Sigur, nicio problemă. Facem al doilea exercițiu. Repet, rostul acestor exerciții este de a detensiona și de a relaxa ochii. Repet lucrul ăsta pentru că oamenii se așteaptă la ceva așa și să obțină rezultatul final, ceea ce așteptări greșite, rezultate greșite. Atunci, următorul exercițiu este să mișcăm ochii, ținând ochii închiși, sub formă de cerc. De 3 ori într-un sens, de 3 ori în celălalt sens. Uh-huh. Dacă sunteți pregătiți, putem începe. Închidem ochii cu toții, acum. Mișcăm ochii, încet. O dată. De 2 ori. De 3 ori. Acum invers. O dată. De 2 ori. De 3 ori. Dar mai fiți conștient, apar senzații noi la ochi, dacă da, care sunt alea. Fiți conștient de senzațiile noi. Senzații noi înseamnă că e de bine. Însă câți dintre voi vedeți mai clar, nu știu, dintre cei care ne urmăresc acum, sunt aproape 100 și de oameni, câți dintre voi, eu văd pe Facebook, câți dintre voi vedeți diferențe la nivelul ochilor, ce diferit simțiți, ce diferențe simțiți? Poate fi diferențe de bine, diferențe de nebine, adică de bine să vă placă și nebine înseamnă că nu vă plac senzațiile. Îți spun eu ce am observat. Când a trebuit să învârtim în sensul dinspre stânga, am simțit că ochiul acesta se mișcă mai mult. Când invers, am simțit că ochiul acesta este cumva mai activ. E normal? Da. Orice se manifestă e normal. Nu există ceva normal sau anormal, dar orice se manifestă ne transmite niște semne. De exemplu, când cineva mișcă ochii foarte mult spre dreapta, automat e mult mai ușor să folosească emisfera stângă. Când mișcă ochii foarte mult spre stânga și ușor să mișcă ochii spre stânga, poate să folosească mult mai ușor emisfera dreaptă. Deci cumva cine are blocaje spre partea dreaptă, acolo accesează emisfera stângă, pentru că câmpul vizual din dreapta ține de mai mult de emisfera stângă, iar câmpul vizual din stânga ține mai mult de emisfera dreaptă. Și persoanele care mai mult acționează în viață pe principiu trebuie să, la ei au blocaje foarte mari în a mișca mult ochii. Și cine are blocaje emoționale, ceea ce eu denumesc refulare emoțională, o să aibă blocaje în a accesa emoțiile pe care le au. Deci orice manifestare e normală pentru că la un moment dat tu ai acționat cumva și ți-ai blocat mișcările oculare. Putem să schimbăm acest lucru, nu? Dacă lucrăm la noi, dacă lucrăm la starea emoțională, la alimentație, putem să deblocăm. Da, sigur, sigur. Așa cum s-a manifestat, acasă se poate demanifesta. Uh-huh. Sigur. Perfect. Hai să mergem la întrebările centralizate și vom merge la prima întrebare trimisă de către Radu. Și Radu te întreabă așa, ce pot să fac dacă nu văd bine noaptea la condus? Mă interesează și pe mine acest răspuns, să știi. În primul rând, eu zic din experiența mea, eu am schimbat prima dată parbrizul, că era zgâriat. Bine, de asta nu m-am gândit. Pentru că în momentul în care parbrizul este zgâriat și te interesează ca tine pe șofer în partea din față să fie curat, să nu fie cu zgârieturi, lumina din farurile din direcția opusă are un efect de împrăștiere care obosește foarte mult ochiul. Adică sunt aspecte care trebuie să luăm în calcul. Asta e un aspect. Doilea aspect este să aveți ochii odihniți. Nu conduceți atunci când ochii voștri se obosesc, pentru că randamentul ochilor voștri scade. Al treilea, găsiți-vă o strategie prin care să conduceți noaptea și ceea ce fac eu e să urmăresc constant, pentru că noaptea nu poți să vezi culori, dar poți să vezi alb-negru. Lumina nocturnă e pe alb și negru și atunci trebuie să o facilitezi la maxim. Atunci cum faci? Urmărești constant benzile, benzile sunt marcate. Atunci eu urmăresc constant banda și în felul ăsta pot să-mi dau seama de cum merge banda marcată cu alb, desigur, cum să conduc mașina, chiar dacă e cu viteză. De punct de vedere a alimentației, consumați mai mult morcov, suc de morcov și orice e portocaliu, pentru că are provitamina A, beta-carotenul.
Mulțumim. Mergem la cea de-a doua întrebare centralizată. Ar fi trebuit să port ochelari în adolescență. Am purtat pentru un an, deoarece îmi juca pupila, apoi am renunțat la ei. De atunci simt uneori oboseală în zona ochilor, dar doar atât. Nu am mai făcut control. Oare am făcut bine că am renunțat? Te întreabă Viorica. Nimic nu bine sau rău. Sunt acțiuni pe care te-am învățat din ele. Din punctul meu de vedere, e mult mai sănătos pentru ochii, nu i-au folosit. Faptul că pupila îi juca acolo era un joc emoțional. O palpitație emoțională care se manifestă la ochi, așa și cum inima bate din când în când. Adică dacă cineva are la un moment dat niște spasme cardiace, nu duce nimeni să-i pune în bypass, decât dacă e o problemă gravă. Așa și la ochi, mai că la ochi punem una, două ochelari, pentru că avem niște senzații neplăcute de care vrem, de fapt, vrem să nu le vedem. Da. Lavinia Coc spune, bună seara, soțul meu conduce mult și se plânge că îi intră praf în ochi. Oare e doar o senzație? Mă gândesc că spune adevărul. Dacă spune adevărul, ar fi bine să-și curețe. Dacă conduce mult și intră praf în ochi, să-și curețe filtrele de particule. Dar intrăm într-un domeniu auto. Vă cred așa. Dacă stă într-un mediu cu mult praf și intră în ochi, automat se afectează conjunctiva, care poate să afecteze la un moment dat cornea. Și zgâriind conjunctiva și cornea, s-ar putea ca imaginea, ca orice chestie care se zgârie, să nu mai fie una, să se poată face una corectă. Atunci e foarte important alimentația pentru a reface filmul lacrimal și foarte important mediul în care se lucrează. Uh-huh. Observ că sunt câteva întrebări despre condus și acum m-am gândit eu automat la ochelarii de soare. Contează ce ochelari de soare avem atunci când conducem și nu numai? Sunt de preferat cei cu UV, protecție UV și așa mai departe? Eu folosesc parasolarul, e suficient. Uh-huh. Da. Recomandarea mea e să folosiți cât mai puțin și în momentele stricte ochelarii de soare, pentru că inhibați producția de serotonină în corp. Pentru că în momentul în care intră razele de lumină prin razele de soare, razele de lumină intră în ochi, se produce serotonina. Și orice reglaj normal, firesc, sănătos pentru corp este pus pe pauză sau chiar inhibat. Eu de asta nu folosesc ochelarii de soare. Însă dacă voi aveți nevoie de cumva ochii voștri, dar nu ochii voștri cer, voi aveți senzația că aveți nevoie de ochelari de soare, folosiți cât mai strict cu putință. Nu știam această informație, nu știam că ochelarii de soare pot pune pe pauză, poftim, funcționarea normală a organismului sau pot chiar dăuna. Sunt multe, multe, că suntem totuși într-o emisiune de o oră și ceva. Da. Eu țin săptămânal emisiuni de o oră și ceva în care numai subiectul ăsta cu ochelarii de soare și folosirea lor și decalajele în corp care se manifestă durează o oră jumate. Uh-huh. Deci informațiile sunt foarte profunde, adică și pe partea emoțională, când încep să intri, îți dai seama că pentru a gestiona mai bine o emoție, prima dată trebuie să te debarasezi de acele emoții care te-au încătușat și care, de exemplu, nu-ți permite să gestioneze emoții, nu-ți permite să adaugi o emoție în viața ta, nu-ți permite să te bucuri, nu-ți permite să zâmbești, nu-ți permite să te bucuri de a primi un cadou și toate lucrurile astea în cascadă, îți afectează vederea. Dar a prima impresie, nu văd clar, trebuie să port ochelari. Când lucrurile sunt mult mai profunde, mult mai profunde. Anca Lamneic ne spune așa, bună seara, ochelarii fac parte din viața mea. Nu mai trebuie să-i port, ochii s-au corectat, dar îi port din obișnuință, la serviciu și citit. Este vreo problemă? Da, ochii n-au cum să corecteze, cu ochii n-au nicio problemă. Problema nu e la ochi, problema e la purtător. Persoana respectivă nu vrea să vadă ceva în viața lui. Fie că e vorba de copil și pentru că tot ce gândește copilul, de fapt ceea ce gândesc părinții, automat copilul nu vrea să vadă la mod subconștient ceea ce nu vor să vadă părinții. Când e vorba de adult, ochelarii n-au cum să corecteze ceea ce tu nu vrei să vezi. Uh-huh. Deci, nu știu cum să răspund. Întrebarea asta cum a venit înainte ca eu să prezint ceea ce am prezentat până acum. Da. Mergem la cea de-a treia întrebare centralizată pusă de către Mihai. Dacă am diabet și mi-a slăbit vederea, mai am ce face? Da, trastez diabetul în mod natural. Nu mă ocup cu partea asta, dar există soluții în direcția asta. Uh-huh. Știu persoane care au reușit. Deci se poate.
Da. Mergem la întrebarea numărul 4, centralizată de la Flavia. Ce fel de exerciții pot face dacă văd uneori ca în ceață, mai ales atunci când sunt obosită? Ca cele care le-am făcut noi acum. Astea sunt exerciții începătoare. Sunt un exerciții care n-am cum să le fac în public, pentru că ar veni un val foarte mare de întrebări dublă. Și de asta acele exerciții le fac eventual într-o tabără sau într-un grup care e restrâns, pentru că sunt foarte multe, mulți pași, multe subtilități la exercițiile respective și când sunt tot e un grup de 20 de oameni, sunt foarte multe întrebări, dar pe de aceea cum e acum sute de oameni care ne urmăresc. Deci aș crea mai multă ceață decât ceață, claritate. Și totuși, mai sunt anumite exerciții, precum cele două pe care le-am făcut în această seară, pe care ai putea să ni le arăți acum, să mai plecăm cu câteva exerciții în bagaj. Să știi că eu sunt de obicei așa mai insistentă, pentru că îmi place foarte mult să plecăm cu cât mai multe cunoștințe. Îmi place să profit cât pot de mult de invitatul meu din această seară și nu numai, ca să ajutăm oamenii cât se poate de mult. Sigur, sigur. Dar aici o să facem un exercițiu, nu e aia problema de exerciții. Nu de lipsă de exerciții duc o lipsă, nici de cunoștință de exerciții, nici de exerciții în sine. Problema este că îi putem duce pe oameni în eroare prin faptul că asta a fost una din lucrurile care l-am observat de-a lungul timpului, în peste 10 ani de zile. Oamenii fac exerciții, văd efectele acum și uită că mai sunt încă două tipuri de acțiuni pe plan alimentar și emoțional. Asta e un aspect care trebuie să îl avem în vizorul nostru. Uh-huh. A face exerciții nu e suficient. Pentru că experiența mea pe mine a fost la început doar cu exerciții și eu vedeam doar exerciții în fața ochilor și orice informație venea din punct de vedere alimentar sau din punct de vedere emoțional, o ignoram. Ah, exerciții oculare, exerciții oculare. Până am ajuns la un platou și acel platou, cum se manifesta? Nu mă mai ajutau exerciții oculare. Atunci am început să fiu deschis, dar au trecut 5 luni de zile. Adică eu vreau să, ca voi, toți care vedeți acum prezentarea asta în direct sau în reluare, să nu trăiți în același proces ca mine. Adică am trecut eu, e suficient. Adică dacă toată lumea repetă aceleași greșeli, când o să fie evoluție? Aici e foarte important să acționăm simultan și pe exerciții, și pe alimentație, și pe emoțional. Poate să fie doar o singură problemă din cele trei, să zicem că la o persoană are aceste probleme doar din partea alimentară sau doar datorită părții emoționale? Răspunsul este nu, pentru că lucrurile se influențează în cascadă. Sunt interconectate. Da, sunt interconectate. Adică cineva care mănâncă fast food e o persoană deprimată, dar el nu mănâncă fast food ca să devină deprimată. El deja mănâncă fast food pentru că e deja deprimat. Adică persoana care e deprimată nu stă să se gândește, bă, ce ar trebui eu să mănânc ca să mențin starea de deprimare. Nu, el atrage un anumit tip de aliment care e pe aceeași vibrație cu emoțiile pe care le are. Iar o persoană care e la anumite vibrații ridicate, o să mănânce alimentele care sunt pe vibrația cu el. Deci, automat, între alimentație și emoție există o relație. În același timp să mai gândim la o ipostază. În momentul în care o persoană constant privește în jos, ce putem spune despre acea persoană? Are o stimă de sine ridicată? Nu. Sau scăzută? Scăzută. Sau e foarte scăzută. Rușinoasă. Dar sau rușinoasă, tot acolo e. Da. Vibrațional tot acolo e. Da. Deci lucrurile sunt interconectate. Dacă lucrăm partea emoțională, inevitabil o să se răsară, o să mai crească vibrația pe alimentele pe care noi le alegem. Dacă lucrăm partea emoțională, o să se schimbe vibrația pe care noi ne folosim corpul. Dar toate lucrurile se influențează între ele. E un cerc. Uh-huh. Emoțional, fizic și alimentar. Când acționez pe una, se influențează pe celelalte. Deci sunt interconectate. Mai citim câteva întrebări din online de la Cristian Dragomir. Bună seara, există tratament chirurgical sau medicamentos împotriva miodezopsiilor? Mulțumesc! Nu! Din fericire nu. Și spun nu pentru că dacă ar fi așa, una doamnă fuga la a scoate ceva care e microscopic. Miodezopsiile, structurași flotanți, musculiță flotante, tot au felul de nume, sunt de fapt celule moarte din interiorul globului ocular, care sunt minuscule. Noi nici măcar nu le vedem pe ele, vedem umbra pe care lumina o creează când se lovește de ele. Pentru că vine acele celule moarte în interiorul globului ocular
Și în momentul în care sunt în interiorul globului ocular, vine raza de lumină și nu poate să o străbată. Și atunci creează o umbră pe retină. Atunci e nevoie de lucrat pe partea emoțională, foarte multe blocaje pe partea emoțională, dar și pe partea alimentară. Pot să zic site-ul pe care l-am creat? Mă gândesc că da. Da? Bun. Educațiavedere.ro. Deci, dacă intrați pe site, educațiavedere.ro, sunt multe informații. Am și un grup de Facebook care se numește educațiavedere.ro, în care țin săptămânal câte o emisiune, se numește De vorbă cu ochii tăi. Cu ochii tăi, da? Și vorbesc despre care sunt semnele pe care ochii le transmit. Ce înseamnă un ochi că pățește ceva, ce înseamnă un ochi pățește altceva. Și tot felul de lucruri care sunt nu doar interesante, vă ajută să vă conectați mai mult cu corpul vostru. Deci ai răspuns și Tamarei Bodrug, care a întrebat cum putem în privat să vorbim. Am nevoie, sufăr cu ochii, zice aceasta. Da, da. Educațiavedere.ro, dacă intră doamna, găsește toate detaliile. Și Mariana a Ioanei te întreabă, bună seara, eu am o sensibilitate la lumină, trebuie să port ochelarii de soare? Depinde cine zice că trebuie. Eu îți recomand decât să ai grijă mai mult de ochii tăi, pentru că nu trebuie să porți ochelari de soare, trebuie să ai grijă de ochii tăi. În momentul în care ai grijă în mod corect de ochii tăi te vor ajuta și, de fapt, tu trebuie să-i ajuți pe ei să se adapteze mai bine la lumina naturală. Adel Conia zice, bună seara, se poate ca colesterolul foarte ridicat să influențeze vederea? Se poate, dar problema nu e la colesterol. Colesterolul nu e rău, cum tot ne se spune. Subiectul e foarte vast în direcția asta. Într-adevăr, un exces de colesterol afectează și sistemul sanguin și vederea. Însă recomandarea mea e că să consumați mai multe crudități. Întrebarea face parte dintr-un context. În contextul mi-e foarte greu să spun mai fă și altceva. Cristina Roxana, bună seara. Este indicată purtarea ochelarilor de vedere cu lentile heliomatice, ținând cont că am fotosensibilitate? Depinde de cine sunt recomandate. De mine nu. Și mă amuză pentru că e o întrebare care știi că era vara, iarna, toamna, indiferent ce sezon eram, țineam seminarii prin țară, că în anul ăsta n-aveam voie să facem seminarii. Întrebarea asta constantă e adresată. Adică ochelarii heliomați, ochelarii de soare, ochelarii cu filtru de protecție la calculator, acele antireflex, în loc să vă ajute, dar nu eu trebuie să spun eu că am purtat eu, dar zic miile de oameni care folosesc, în timp sensibilitatea lor la lumina naturală crește. Păi, dacă ei erau destinați să te ajute, de ce crește în timp? Tratează cauza sau efectul? Mai bine spus, tratează cauza sau inhibă cauza? O întrebare foarte bună. Iată și moldovan Claudia îți scrie și spune, în Spania, prin zonele de sud-est, este tot timpul anului soare, deci se folosesc mult ochelarii. Se fac riduri așa pe frunte și între ochi riduri mari, de aceea cam e nevoie de ochelari de soare. E parcă și mai puternic soarele. Acum știu că nu este chiar sănătos folosiți prea mult. Da, ochelarii, ca orice chestie care e artificială, că e artificială, nu e naturală, nu făcea parte, orice lentilă, orice ochelar, orice ramă, e din plastic. Ochelarii din ziua de astăzi sunt făcuți din plastic și lentila la fel, ca să fie ușoare. Ni s-a facilitat accesul la ele, ca să ne fie ușor și confortabil în a-i folosi. Dar, în același timp, ne depărtăm de tot ce înseamnă a fi sănătos, natural, cu ochii odihniți, relaxați, luminoși și... Ce mai vreți voi să adăugați și vă doriți voi? Anca Lamnec ne mai spune că eu am fost operată de strabism de mică, de aceea am zis de ochi. Eram, dacă mi-aduc bine aminte, comentariu cu persoana care și-a corectat ochii, dar îi poartă din obișnuință ochelarii. Da, probleme la cei care au strabism, ca și strabism apare în copilărie, nu apare la cineva care are 23 de ani sau 18 ani sau 44 de ani, apare în copilărie. De ce apare în copilărie? Pentru că sunt anumite situații din familie pe care nu poate să le vadă copilul respectiv. Nu contează vârsta copilului, pentru că uităm că un suflet s-a încarnat, da, în corpul respectiv și că sufletul respectiv face niște alegeri. Dar tratăm copilul respectiv ca pe păpușă, trebuie să faci cum ți-am zis eu, trebuie să faci ca așa ți-am zis eu, eu sunt tatăl tău, trebuie să faci așa. Și comportamentul nostru față de copil sau comportamentul nostru pe care noi îl facem și copilul vede, se va reflecta în ochii lui și în viața lui.
Loredana Costea spune, bună seara, putem scăpa de ochelari cu lentile progresive, 48 de ani. Da, da, pot scăpa, dar nu te forța nimeni să iei. Adică mă amuză pentru că modul în care oamenii formulează cuvintele și cuvintele care ele folosesc formulează propoziții, spun foarte multe lucruri despre ei, despre viața lor, despre modul în care gândesc, despre modul în care gestionează emoțiile și de obicei cei care au prezbitism și au ochelari progresivi au un mod foarte rigid de gândire. Adică ei se simt rigidizați în modul de gândire. Ei se simt într-un postaj în viață care sunt foarte rigizi. Cumva se simt blocați. Și spun asta pentru că în 10 ani de zile înveți lucruri. Și am făcut o ședință individuală săptămâna trecută cu cineva care am lucrat acum 3 ani și ceva. M-a rugat să mai facem o ședință. Și vrea să descopere ceva și am descoperit niște lucruri fascinante. Adică vederea lui fusese afectată de pe lângă faptul că a fost crescut de mama și bunica lui, de modul de gândire al străbunicii lui, care a fost transmis mamei bunicii lui, bunicii mamei lui și apoi lui. Și modul în care străbunica lui vedea realitatea, pentru că era pe timpul războiului, a început acum să îi afecteze lui vederea. Și e fascinant cum, depinde, mulți oameni fug de a descoperi cum gândurile, emoțiile afectează vederea. Mie îmi place foarte mult și... E mai simplu să punem o pereche de ochelari. Da, da, da. E și mai rapid, și mai confortabil, e și mai irresponsabil. Ne mai spune Constantin Vlad că am purtat și eu la un moment dat lentile heliomate. Primele 3 luni am fost în depresie. Mi se părea că lipsește lumina, ca și când erau nori de ploaie toată ziua. Ce am zis eu despre faptul că ochelarii de soare îți scade sensibilitatea la producția de serotonină? Și spune că intră în depresie. Pentru că în momentul în care tu nu-ți produci serotonina în corp, n-ai cum să fii vesel decât depresiv. Deci tot ce spun eu pe studii discutate cu oameni. Am ținut prezentări prin țară din 2014 până anul trecut, pentru că anul ăsta mai greu de ținut prin țară, în fața peste 35.000 de persoane și la finalul seminarilor, în timpul seminarilor, oamenii vineau cu o grămadă de întrebări și imposibil să nu vezi. Adică dacă nu vrei să vezi, desigur că o serie de întrebări despre manifestările lor sunt corelate cu modul lor de gândire, cu acțiunile lor, cu modul în care ei mănâncă, modul în care ei folosesc cuvintele și așa mai departe. Deoarece mai avem doar câteva minute, aș vrea să te întreb ce crezi tu că este esențial de știut atunci când vorbim despre educația vederii? Să aibă răbdare. Să aibă răbdare și asta una la mână, doi la mână, să se pună pe primul loc. Pentru că îți convins și îți conștient, lucrând cu mii de oameni, că sunt mulți oameni dintre cei care ne urmăresc sau ne reurmăresc sau mă reurmăresc, că și-au promis la un moment dat că o să aibă grijă de corpul lor și-au promis la un moment dat că o să aibă grijă de vederea lor. Dar acel moment dat a fost acum cel puțin 2-3 luni de zile în urmă. Și e timpul ca să dea valoare cuvintelor pe care ei le-au rostit. E timpul să dea energie și valoare promisiunilor lor. Ai zis un lucru foarte mare, că este timpul să dăm valoare promisiunilor noastre și a ceea ce am rostit. Și e așa un punct cu care chiar aș încheia, pentru că nu m-aș fi așteptat, poate, discutând despre vedere și recuperarea vederii, să spui un lucru atât de mare, că este timpul să dăm valoare la ceea ce am promis și la ceea ce am spus, am rostit. Și iată că totul este interconectat chiar și în organismul nostru, în corpul nostru. Da, cum îți spuneam înainte de emisiune, nu e vorba despre ochi. Cum am zis la început de emisiune, nu e vorba despre ochi, e vorba despre cum privim noi viața. Cum privim noi viața, cum privim realitatea, cum privim oamenii din jurul nostru, cum ne privim pe noi, cum privim experiența asta în corpul ăsta, cum privim relația noastră cu divinitatea, cum privim ce mai vrem noi să privim sau nu vrem să privim. Și toate lucrurile astea ne influențează ochii, viața și nu numai. Sper că ți-a plăcut aici la alături de tine, Flavius, și dacă în viitorul apropiat vei veni prin București, aștept și în platou aici la alături de tine, cu siguranță va avea și un impact mai mare prezența ta aici. Mulțumesc de invitație! Cu mare drag! Dacă tu vrei să mai transmiți ceva celor care ne urmăresc în această seară, dacă ai un mesaj care crezi tu că trebuie neapărat să-l reținem și trebuie transmis, te rog!
Sufletul meu m-a transmis cei sublimii atua de neaur, pentru că e totdeauna alături de mine, fără el n-aș fi reușit să fac ceea ce am făcut până acum. Dacă voi vreți să ținem legătura până vin la tine în emisiune, Alina, urmăriți-mă pe pagina de Facebook și pe grupul Educația Vederii, ca să ne vedem mai bine. Mulțumesc mult, Flavius Surcanu, pentru intervenție. Cu mare drag. Iar vouă, dragilor, vă mulțumesc și vouă pentru toate comentariile voastre, pentru întrebări și pentru faptul că sunteți de fiecare dată aici, în fiecare seară, alături de noi. Rămâneți aici, pe A7 TV, deoarece urmează colegul meu, Marius Creța, care vine la voi cu o ediție specială. Și, de asemenea, noi ne revedem mâine seara de la 19:30. Vă doresc multă sănătate și să vedeți cât mai bine! Just